Salutare și bine te-am regăsit la canalul meu de pictură. Sunt Laura Matescu de la Picturia și în acest video am să-ți arăt cum am pictat cu un model geometric tradițional aceste 4 ouă. Ouăle pe care le-am folosit nu sunt ouă obișnuite, sunt ouă din polistiren și am ales acest material pentru că nu se sparge, deci va avea o durabilitate mai bună în timp. Recunosc că aș fi preferat niște ouă din lemn, dar nu am găsit, așa că am dat aceste ouă de polistiren cu 3 straturi de grunt până când nu s-a mai văzut acea textură a polistirenului. Peste cele 3 straturi de grunt am aplicat un strat de culoare roșie, deoarece ouăle pe care vreau să le pictez anul acesta vreau să aibă ca punct de pornire culoarea roșie. Mi se pare că este important acest lucru pentru că oul tradițional este vopsit roșu datorită faptului că roșul reprezintă sângele lui Iisus Hristos care s-a scurs atunci peste ouă, atunci când a fost răstignit. Deci are o simbolistică foarte importantă această culoare roșie. Dimensiunea acestor ouă este exact precum cea a ouălor obișnuite de găină. Acum n-aș putea să vă spun exact dacă L, M sau S, ca să facem o mică glumă. Am pictat pe astfel de ouă de polistiren și în urmă cu 2 ani, cred, dar alte modele, modele mai puțin tradiționale. Și linkul către acel video îl aveți în descriere. Spre deosebire de data trecută, astăzi am să fac puțin altfel. În primul rând, am ales un model mai aproape de cel tradițional românesc și pe de altă parte, am aplicat un pic o altă metodă ajutătoare pentru a putea face modelul geometric. Dacă înainte m-am folosit de o bandă elastică pentru a înconjura oul de la un capăt la celălalt pentru a ști exact de unde să pornesc modelul, de data aceasta am folosit o bandă adezivă. Mi-a fost puțin teamă, recunosc la început, că această bandă adezivă ar putea să ia culoarea roșie pe care am aplicat-o inițial de pe ou, să o ia de pe ou, dar nu s-a întâmplat acest lucru, totul a fost ok. Am putut să dezlipesc banda adezivă după ce am pictat o linie albă de jur împrejurul ei. În mod tradițional, ouăle se vopsesc cu un condei, este metoda încondeierii ouălor, iar eu, pentru că vreau să folosesc vopsele acrilice și nu am un condei, am ales o pensulă al cărei vârf se aseamănă cu un condei, adică este la fel de subțire, astfel încât să pot trasa linii la fel de subțiri precum aș fi obținut dacă foloseam un condei. Aceasta este pensula de mărime 000 pentru detalii de la Artix cu fire lungi. Faptul că firele ei sunt lungi mă ajută să trasez linii. Dacă vreau să fac ceva strict din puncte, se poate și așa, nu ar fi fost neapărat necesar ca firele pensulei să fie lungi. Roșul pe care l-am folosit ca și culoare de bază este o nuanță de roșu cadmiu închis pe care pentru unele ouă l-am amestecat cu puțin roșu crimson pentru a-i da o notă mai puțin stridentă și puțin mai închisă. Acum, în ceea ce privește modelul pe care îl pictez, am studiat înainte modelele tradiționale pentru că acestea sunt de foarte multe feluri. Chiar îmi aduc aminte că la un moment dat am fost într-o excursie cu părinții și am vizitat muzeul ouălor din zona Moldovei și am descoperit acolo că ouăle au modele diferite în funcție de zona în care sunt făcute. Chiar dacă ne referim strict la zona Moldovei, există subzone foarte multe cu diverse modele tradiționale. Și mi-am cumpărat atunci, cu acea ocazie și cu alte ocazii de prin târguri, diverse ouă din fiecare stil pe care l-am găsit, fiecare stil tradițional reprezentativ pentru fiecare zonă.
Unii folosesc ceara într-un mod reliefat pe ouă și de aceea am și eu acum pe masa de lucru o astfel de pastă de relief acrilică cu care aș putea să imit acel efect, deși până la urmă n-am folosit-o, am optat pentru un alt model care nu are elemente reliefate. Dar vreau să știți că există și astfel de modele tradiționale cu ceară în relief pe suprafața oului. Apoi pot să vă spun că există ouă pictate doar în aceste două culori, roșu și alb, fără a adăuga alte culori. Și inițial am crezut că voi merge pe această variantă și de aceea, pentru început, am realizat un model complet doar cu alb. Modelul geometric cu alb se pictează de la mai mare spre mai mărunt și mai detaliat, adică mai întâi pictăm liniile de la un capăt la altul, prin care să stabilim exact de unde și până unde vine o bandă cu model, după care acea bandă o împărțim în porțiuni mai mici. Și la rândul lor acele porțiuni le vom detalia în interior cu alte dungi și eventual puncte, în funcție de ce pictăm și cum pictăm. O bună parte din modelul pe care îl pictăm pe ouă este spontan sau planul se schimbă pe parcurs. Acest lucru este perfect normal să se întâmple. De fiecare dată ne vin idei cu ce să mai umplem acele zone pe care le pictăm mai la început mai grosier. Cu cât intrăm mai mult în detaliu fiecare din aceste zone, cu atât modelul va fi mai complex și mai migălos, dar tocmai acest lucru va face oul să arate deosebit. Deci, migala de data aceasta chiar dă un aspect care merită să petrecem mai mult timp făcând această migală, pentru că, evident, tot ce e migălos durează destul de mult. Mie mi-a luat să fac aceste 4 ouă, cred că m-am întins pe 2 zile. N-am lucrat o zi întreagă una într-una, dar porționat am avut nevoie de 2 zile pentru a le finaliza. Acum am să vă spun câte ceva despre simbolistica acestor linii cu care se încondează sau se pictează ouăle. Linia dreaptă verticală reprezintă viața, linia dreaptă orizontală moartea, iar linia dublă dreaptă eternitatea. Tocmai de aceea am folosit deseori o linie dublă cu care am înconjurat oul. Linia ușor ondulată pe care o să o facem între aceste linii ale oului cu model transversal, deci o linie ușor ondulată, reprezintă apa sau purificarea. Spirala reprezintă timpul, eternitatea. Iar dubla spirală, legătura dintre viață și moarte. Deci fiecare ou ajunge să aibă o simbolistică aparte în funcție de modelul cu care este pictat. În trecut, culorile utilizate se obțineau din plante și acum, ca să vă spun drept, eu îmi vopsesc ouăle cu, principal cu coji de ceapă roșie. Roșul se mai poate obține și din sfeclă sau frunze și flori de măr dulce, am auzit, dar n-am încercat așa. Vă spuneam la un moment dat că anumite ouă tradiționale se rezumă la culorile roșu și alb, dar pe lângă acestea, în alte tradiții, se mai folosesc galbenul și negrul. Galbenul se obține din coș de ceapă, coajă de lemn, pădureț sau alt coajă de mălin, iar negrul, care simbolizează durerea lui Isus, se obține din coaja verde a nucilor și coajă din frunze de fructe, de arin. După ce am terminat de pictat modelul cu alb pe fiecare ou, am adăugat și eu anumite porțiuni, pe anumite porțiuni, galben și negru, nu foarte mult. În ouăle tradiționale românești, negrul are o proporție ceva mai mare, e adevărat. În afară de modelele geometrice formate din linii și spirale pe care le-am amintit înainte, pe ouăle încondeiate tradiționale românești există și alte motive, cum ar fi, de exemplu, cucul sau ciobanul cu oile și, mai simplu, flori.
Ideea reprezentării acestor motive pe ouă este de a reprezenta primăvara. Cucul este folosit în Transilvania ca vestitor al primăverii. Și de asemenea este totodată pasărea cea mai des întâlnită în folclorul românesc. În ceea ce privește pictarea acestor motive, ca începător, este mai bine să te rezumi la a face un model geometric cât mai simplu, din linii și spirale la care să adaugi și câteva flori. Cel mai dificil lucru este împărțirea pe zone, practic primul pas al picturii, și pentru aceasta, așa cum ați văzut, am folosit acea bandă adezivă ca un ghid, ca un reper pentru a putea împărți transversal oul. Mai rămâne apoi să vedem cum împărțim și laturile acelor prime zone, astfel încât să putem apoi să mărunțim modelul. Mărunțirea modelului este mai puțin dificilă. În metoda tradițională de încondeiere a ouălor, deci nu pictarea cu vopsele acrilice, se procedează în felul următor. Cu ajutorul condeiului se desenează aceste linii de împărțire a oului în 2, 4, 6 sau 8 zone și după ce se răcește ceara, oul se introduce într-o baie de culoare galbenă, după care se scoate și se usucă. Se scrie apoi, se desenează practic alte linii cu culoare galbenă și se continuă apoi cu roșu și de obicei se termină cu negru sau altă culoare închisă, poate fi un maro închis. Depinde foarte mult de vopselele care sunt folosite, mai ales că în cazul vopserii tradiționale, prin încondeiere, se folosesc vopsele pe bază de plante, așa cum v-am și spus la un moment dat. În această încercare a mea de a imita un model tradițional, folosind însă vopsele acrilice pe ouă de polistiren, nu am respectat întru totul această ordine a culorilor, pentru că am început de la o bază roșie, urmând apoi să trasez linii albe. Într-adevăr, însă, negrul este ultima culoare pe care am adăugat-o pe modelele realizate. Ați observat probabil că am pe masă și un suport de ouă pe care am pus un ou pe care l-am pictat înainte de a trece la următorul, și asta pentru a-l lăsa acolo la uscat, ca vopseaua să se usuce. Dar având în vedere migala cu care s-a lucrat și faptul că aceste linii subțiri ale modelului conțin puțină vopsea, până apuc să trec cu liniile de la un capăt la altul al oului, deja se usucă. N-am avut mari probleme încât să trebuiască să am timp de așteptare îndelungați înainte de a putea continua modelul. Am lucrat în paralel la cele patru ouă, dar în mare parte am putut să finalizez modelul de pe un ou, doar întorcându-l încet între degete, fără a apela neapărat la acel suport de ouă. La final, am lăcuit ouăle cu un lac pe bază de apă în două straturi și probabil vă întrebați cum am putut să dau ouăle cu lac fără a atinge anumite zone deja lăcuite, fiindcă lacul nu se usucă la fel de repede pe cum o linie trasată cu vopsea. Ei bine, m-am folosit de niște bețe de frigăruie pe care le-am înfipt ușor în fundul oului și am ținut practic oul de băț atunci când l-am dat cu lac, după care l-am pus într-o vază, astfel încât să nu se atingă de nimic. Același truc cu bățul de frigăruie l-am folosit și pentru primul pas, și anume grunduirea acestor ouă, și acest lucru l-am arătat în primul video pe care l-am făcut acum 2 ani cu alte ouă pictate cu alt model. Linkul către acel video va fi în descriere sau la finalul acestui video. După cum vă spuneam la început, diferența față de atunci este faptul că acum m-am apropiat mai mult de un motiv tradițional românesc. Și am folosit strict culorile tradiționale, roșu, galben și negru.
Deși să știți că în unele zone ale țării se folosește și verdele foarte des, probabil tot ca un simbol al primăverii. În tradiția populară românească se crede că ouăle de Paști sunt purtătoare de puteri miraculoase, ele vindecă boli și protejează animalele din gospodărie. Un ou astfel pictat este așadar nu doar un simplu obiect decorativ. Și fiindcă tot veni vorba despre decorare, decorațiuni, vreau să vă spun că am pregătit pentru voi un DVD special care conține o carte electronică și câteva videouri în care vă arăt cum se pictează pe orice material. Polistiren i-ar fi, de exemplu, în acest video, dar mai avem multe alte materiale pe care se poate picta și pentru care am pregătit în această carte, în acest DVD, o grămadă de trucuri. Lemn, sticlă, materiale textile, piatră, ceramică și încă alte câteva. Mai multe detalii despre această carte electronică vei găsi în comentariile acestui video. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video în care v-am arătat cum am pictat eu 4 ouă de Paști și sper că făcând acest lucru ți-am dat câteva idei despre cum să-ți decorezi și tu cu pictură ouăle tale. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-l și tu mai departe pe rețelele de socializare și nu uita, abonează-te dacă nu ești deja abonat pentru a primi și alte video pe care le voi face în viitor. Până data viitoare, spor la pictat! Pa, pa!